Și aici putem să vedem unul dintre cele mai importante motoare din istoria auto. În realitate, majoritatea celor care pozează în amărâți, financiar nu sunt amărâți, au ultimele modele de haine, de mașini, de telefoane, dar sunt pe asistare socială și tot felul de contraste din astea. Dar realmente, dacă stai să analizezi un pic situația, au stare financiară, nu sunt morți de foame, au, nu trăiesc de pe o zi pe alta. Dar mentalitatea este una de săraci, pentru că așa am fost crescuți, o meteahnă a poporului. Am fost privați de tot felul de drepturi și bunătăți. Așa că tragem în continuare la astea, să țină cu casa, găsește-ți mamă unul să n-ai grija zilei de mâine. Aia te mai bate un pic, te duci și tu, te liniștești și vă împăcați voi. Dar să mai fie mamă să n-aveți griji, știi? Cam așa e mesajul, nu? Pana mea, cum să-i zici lui Fita să accepte să fie bătută de unul. Adică avem niște chestiuni disfuncționale în societate, care însă, repet, sunt un subiect ce n-are treabă cu domeniul auto sau așa, dar auto se răsfrânge asupra acestui lucru și se cam vede chestiunea asta. Părerea mea, cel puțin de privitor umil din exterior. Cam auzit crime auto de genul să iei tu Mercedes 5 litri V8, W124 500E și să-l treci pe diesel, care tactul o șustă la o autobază și ia motorină ieftină. Adică, bă, fă asta cu, nu știu, cu o mașină normală, cu un Papuc, un Aro, pune-l pe diesel, de pe benzină, cu o dubă TV din aia veche, știi, dar nu la o mașină cu atâta pedigree precum un W124, nu știu, mi se pare total aiurea să ai genul ăsta de inclinații să faci așa ceva. Cam asta ar fi realitatea întâmplată. Hai să facem pasiune pentru mentenanță, indiferent de mașina pe care o ai, că e una mică, mare, că sunt chestii din astea de detaliu. Părerea mea e că important e să o ai în stare tehnică corectă. Să nu scoată fum, să nu cadă bucăți din ea, să nu curgă chestii care n-ar trebui să curgă, tot felul de lichide, de servo, de antigel, și să ne bucurăm de ele, astea pe care le avem. Că nu zice nimeni că trebuie să ai o mașină ca asta sau să adori doar genul ăsta de mașini. Sunt perfect conștient și de acord cu faptul că sunt oameni care pentru ei această mașină e egal cu zero sau le dă cu minus. Ei sunt mult mai atașați de niște mașini normale care le-au produs niște amintiri, dar măcar întrețineți-le. Despre asta e vorba, ca să avem și noi un parc auto mai sănătos, cu direcții, cu frâne, cu anvelope de calitate, că degeaba o ardem ca bogații dacă umblăm cu sârme în anvelope și cu benzină de 30 de lei. Să intre în scenă Alteța sa regală, JZ întâiul din familia imperială, de fapt, Toyota. O mașină pe care îmi doream să o prezint de când m-am apucat de această activitate, fiind un fan necondiționat al acestui brand și pentru că este o mașină foarte specială din comunitatea JDM din România, deținută de, știți voi cine, cine e fan și cine mai merge pe la întâlniri, știe foarte bine toată povestea acestei mașini și bănuiesc că o să fie încântați să o audă încă o dată, într-o variantă personală a mea, pentru că eu nu am un script când fac aceste filmări și de asta pe drum spre filmare mă gândeam cum să fac intro-ul și m-am legat, să zic așa, de tipul cârlig, de niște chestiuni din jurul nostru, care poate să însemne filme, muzică, diverse amintiri, trăiri. Și mașina asta le-a infuzat pe toate simultan și a fost foarte interesant. Mergând cu mașina spre filmare, am ascultat la radio o melodie care se potrivește perfect cu această mașină, din cel puțin două considerente. Primul ar fi sunetul unui instrument, care seamănă foarte bine cu sunetul turbinei acestei mașini, respectiva melodie numindu-se One Night in Bangkok. Dacă te uiți la structura melodiei,
vei sesiza o chestie foarte mișto acolo, cel puțin pentru mine ca pasionat de instrumente muzicale, prezența unui flaut care mai este foarte de apreciat la o celebră formație numită Jethro Tull, care a folosit foarte intens o abordare oarecum clasică a flautului, dar pe care l-a dus într-un spectru de muzică rock. Fix în această melodie One Night in Bangkok, pe la minutul 1:30, se aude un anumit efect de fluierat al acelui flaut, care este realizat cu ajutorul limbii și buzelor, pentru că flautul este un instrument de suflat, are o anumită formă de suflare, pentru că nu are o ancie, cum are saxofonul, ci creează acel efect de sunet, de aer care curge printr-un tub, care se numește flute effect în engleză, de unde și denumirea acestui instrument. Mai pe românește, înăuntru lui nu e nimic fizic, este o țeavă goală care are niște găurele acoperite fie cu degete, fie cu capace, care este crunt de greu de învățat pentru a fi cântat la el, deoarece la octavă schimbă digitația, spre deosebire de saxofon, adică seamănă foarte mult cu clarinetul, doar că clarinetul are o ancie și e de lemn, iar flautul este de metal. Și am zis poate prea mult despre detaliile tehnice ale acestor instrumente. Cert este că are un anume efect sonor în melodie, care se aude foarte mișto și seamănă aproape identic cu fluieratul turbinei în modul de funcționare al blow-off-ului, adică acel rututututututu când ridici pedala de accelerație și turbina fusese în sarcină, și acea supapă blow-off se ocupă de eliminarea excesului de presiune în cazul de față în atmosferă, fiind un blow-off extern. Și intro-ul respectiv al flautului, la minutul 1:30, cam așa, este exact cum se aude această turbină. Însă, acea melodie mai seamănă dintr-un punct de vedere cu această mașină și acolo mi-am adus aminte pentru că știam videoclipul, că la radio n-aveam ce să văd, doar auzeam. Respectiv, tematica acelui video este o piesă de un joc de șah, pentru că respectivul care cântă și cu o doamnă schimbă pozițiile prin zona respectivă a acelei tabele, să zic așa. Și de ce mă duce pe mine cu gândul la șah mașina asta? Pentru că în timp ce o conduci, este de necontestat faptul că bordul a fost gândit ca un cronograf, respectiv ca un ceas de mână, care are un vitezometru mare în zona centrală și un sistem de AC indicatoare pentru diversi parametri ai motorului, care sunt puși exact ca un cronograf de mână cu sistem automatic, care îți indică după caz fazele lunii, ziua din lună, data și secundarul, de exemplu. E o chestie care a fost specifică acestei generații de mașini și aș putea să zic și un al treilea motiv, acela că are anumită bipolaritate. Sunt unele piese de șah, nu știu să joc acel joc, însă am încercat să-l învăț, n-am avut un partener de joc în acest sens, însă sunt anumite piese care sunt așa sigure pe ele, au o anumită mișcare hotărâtă și altele sunt mai bipolare, cum este acel nebun, care uneori poate să fie peste un rege sau o regină. Și exact așa este și la această mașină, pentru că uneori are această bipolaritate când din, să zic așa, acel formalism al unei case regale, îți dai seama că poate să treacă într-un stil total diferit, să fie chiar acel nebun. Și mă mai duce cu gândul la ceva, un film celebru care, culmea, este cam din perioada în care a fost această mașină lansată de nouă, respectiv Țârna Matca Belimacor, care este, de fapt, în traducere, titlul numit Pisica Albă, Pisica Neagră, a lui Emir Custurița. O filmare interesantă acolo pe parcursul derulării acelui film este cu un moș care joacă șah, din nou, că putem să punem în scenă, așa mi-a făcut legătura piesa respectivă, și moșul ăla era chel și stătea și juca el concentrat șah acolo și la un moment dat apare un borac, respectiv copil de etate mică, ca să mă exprim mai academic așa, care îi trage l-o la o palmă pe chel cât de tare poate el. Și exact așa este fix la această mașină care nu e stock deloc, nu prea mai are nicio legătură cu originalul, în momentul în care intră turbina aia mare de tot în boost și tu ai impresia că mergi cu o mașină liniștită, care e un cruiser frumos și uite așa vine copilul ăla și îți trage una pe ceafă de nu mai știi de tine. Exact așa intră puterea acestui motor. Și este o mașină cu o siluetă incredibilă și vreau să o mai apreciez și eu din două motive, pentru că îmi place cum arată și pentru că din când în când am observat că a mea cameră de filmat preferă o mică verificare ca să nu se oprească, așa că o să mă mai vedeți plimbându-mă prin cadru pe aici.
Și cam asta este, nu știu, felul în care poziționez eu această mașină într-o perspectivă non-auto, că tot ce am spus până acum n-are nicio relevanță. Și asta ne arată, n-are nicio relevanță din perspectiva auto, și asta ne arată cum mașinile astea pot să fie povestite într-un mod interesant, ne specificând neapărat alezaje, curse, puteri, chestii de genul, pe care oricum o să le fac, că sunt pasionat de aceste detalii. Și voiam de mult să prezint această mașină pentru că rezonez cu acest model. Este un punct de cotitură în istoria Toyota, pentru că este de fapt primul model Lexus de clasă compactă, care n-a luat însă naștere ca un Lexus. Și povestea sa este una destul de interesantă, pe care îmi propun să o enunț în acest video și voi sper să stați alături de mine, să o ascultați, dacă sunteți pasionați. Că materialele astea nu sunt făcute pentru vizualizări, ci pentru a ne uita și eu și voi mai încolo, peste niște ani, poate și copiii noștri, la cum erau cândva mașinile. Toată povestea începe cu mult înaintea acestei mașini, cu un individ numit Hiromu Naruse, care a fost șofer de teste, la pilot de teste, de fapt, că nu era doar un șofer, și un celebru individ pe care pasionații de JDM sigur îl știu sau au auzit de el, Nobuaki Katayama. Acest individ este responsabil în grupul Toyota pentru diverse divizii de inginerie în motorsport, fie ca însemna Raliu sau Le Mans, de exemplu, și el, când s-a angajat la Toyota, foarte mult timp s-a ocupat de proiectarea de transmisii manuale. Și undeva prin anii 80 a primit, să zic așa, contract sau sarcină să se ocupe de o celebră Toyota pe care am avut și eu onoarea să o prezint, celebrul Hachiroku, Toyota AE86, acea celebră Toyota care în mâinile unui celebru drifter japonez a inventat acest sport la poalele muntelui Fuji. Era o mașină compactă derivată din Corolla, care avea tracțiune spate cu osie și cu un sistem cu cardane împărțite în mai multe bucăți și cu un motor din familia 4A, care se numea GE, dacă mi-aduc bine aminte, ce nu dezvolta neapărat foarte multă putere, dar pentru că acea mașină era ușoară și avea tracțiune spate și avea o anumită neutralitate, a făcut-o să fie perfectă pentru drifting. Și există unele care se numesc Levin și vei vedea că sunt și niște versiuni numite Trueno, care înseamnă ambele ceva fulger, trăznet în diverse limbi din zona europeană. Am observat că Toyota gusta să-și denumească modelele după termen din limba italiană sau latină, cum a fost și cazul acestei mașini. Pentru că alteța cu 2 de Z înseamnă alteță regală până la urmă și versiunea break, care s-a numit Gita, este cuvântul italian pentru excursie. Deci mi se pare din nou fascinantă chestia asta. Și pentru că Nea Katayama ăla s-a ocupat de celebra AE86, a făcut niște chestiuni și pe mașina asta care cumva au dus-o în teritoriu de a asemăna cu respectiva mașină, deși n-au nicio legătură. Alta decât că, mă rog, au motoarele pe lung și că asta a avut și ea un 4 cilindri la un moment dat și că e tracțiune spate, unele din ele. Dar ce-i mișto, uite, referitor la AE86, că avea două formate de caroserie și două tipuri de faruri, cu geam fix sau escamotabil. Și ele s-au amestecat la un moment dat, că nu neapărat denumirea îți dădea formatul farurilor, ci unde a fost vândută, pentru ce piață și în ce an. Și acest Nobuaki Katayama a mai avut ceva interesant în etapa dezvoltării acestor mașini, că deja el avansase și aici a fost șef de proiect pentru această generație X10. El chiar s-a ocupat de toată ingineria, nu numai de cutii manuale. Și Fisu, care era probabil la fel de pasionat de auto ca și Tasu, a avut o găselniță interesantă care a fost preluată în această mașină, respectiv prezența pedalelor din aluminiu frezat, care sunt găurite, adică arată ca niște bârne de Lego, niște piese din alea cu găuri între ele. Lui Taxu i-a plăcut foarte mult chestia asta și a preluat-o pe mașină. De asemenea, mașina lui personală era una foarte modificată, cu suspensii, compresori de supraalimentare, care însă s-au regăsit și pe modelul de serie. Și e interesant de văzut că el a avut mai multe chestiuni de impact de design asupra acestei mașini, care s-au răsfrâns, să zic așa, în întreaga industrie auto. Odată este ideea de bord cronograf, o chestie pe care și Lexus-ul LFA a primit-o și care, din păcate, are și o mică mențiune de tragedie acolo, pentru că Hiromu Naruse, șoferul de teste, pilotul de fapt, a murit într-un Lexus LFA în Germania prin 2006, dacă mi-aduc bine aminte, încercând unul pe șosea. A fost un accident cu un tractor, ceva, o depășire, s-a întâmplat. Așa că uneori
mașinile astea aduc și povești tragice. Ideea e că oamenii ăștia au lucrat la cam toate mașinile performante din grupul respectiv. Și ce e interesant de văzut, ceea ce chiar a rămas în industrie, sunt celebrele Alteța Lights, care au fost prezente pe această generație. De exemplu, pe Mazda 6, una din primele generații, și e vorba de aceste stopuri cu sticlă clară, care însă își arată lumina doar atunci când sunt aprinse. Tu nu știi care segment se aprinde și ce culoare va avea. Și au un sistem din acesta de seamănă cu niște stopuri de tuning, dar ele sunt original equipment manufacturer până la urmă. Și e mișto de văzut că lumea nu prea cunoaște aceste mașini și ce au însemnat ele, cel puțin în contextul european, și sunt perfect de acord cu asta și este de înțeles, pentru că în Europa predomină mașinile europene și automat noi n-am avut ca entitate europeană, să zic așa, în general, o foarte mare atracție și cultură pentru vehiculele japoneze. Dar ele au existat și există și sunt foarte mulți pasionați peste tot, inclusiv în România. Și când am fost la o recentă lansare de Opel Corsa facelift, am putut să dialoghez cu cineva care stătea la 15 minute de fabrică, îmi scrisese dintr-o pură coincidență fix când eram acolo, că are o mașină interesantă, o Toyota din aia celebră, despre care vreau să vorbesc astăzi ca model general, care seamănă cu asta și care are de fapt ce mașina asta are sub capotă, respectiv faimosul motor 1JZ GTE, însă cu niște modificări, care o fac pe dânsa asta să aibă undeva între 300 și un pic și 500 de cai, în funcție de mapa care este folosită, nemai fiind un motor în esență stock, dar în mare majoritate cam este stock, pentru că la interne nu prea s-a umblat. Și o să descriu cu lux de amănunte în momentele care urmează. Și e interesant de văzut că există o specie de mașină pe care domnul ăla din Germania care mi-a scris o are. Și a fost o pură coincidență că ne aflam unul lângă altul, dar n-am avut timp. Mi-ar fi plăcut maxim să filmez acea mașină și înțeleg că s-ar putea să vină cu ea în țară. Mi-ar face maximă plăcere să o filmez, pentru că este vorba de un Toyota Chaser. În, nu știu, meandrele astea ale pasiunii auto, am observat că japonezii au avut o foarte mare atracție pentru sedanurile performante și pentru că piața lor și piața americană și cea europeană au foarte multe reglementări diferite, preferințele publicului sunt diferite, țintele de vânzări implicit trebuie ajustate și produsele sunt foarte diferite între ele, dar au făcut ei pe dracu în patru și au făcut sedanurile astea performante, care în anii aia mie mi se păreau mult mai performante decât cele europene, adică în general la europeni avea niște modele de bază și unul de top care avea cel mai motor. La ăștia cam toate erau cu cel mai motor, asta este diferența, și toate aveau anumită bipolaritate, fiind extrem de puternice în realitate, simțitor mai puternice decât ceea ce este pe foaie, așa cum se întâmplă și la BMW în prezent. Și asta pentru că vreau să dovedească ceva, să arate că sunt niște mașini bune și că știau foarte bine că comunitatea lor de fani le modifică. Și din fabrică le gândeau atât de bine, cu atât de multă resursă, încât de aceea aceste celebre motoare sunt considerate a fi cele mai bune din lume când vine vorba de tuning, pentru că li se poate multiplica puterea doar cu modificări externe, fără să trebuiască să umbli la interne. Că s-au ocupat ei de chestiile astea din timp și le-au făcut foarte bine. Și e interesant de văzut că există clasa asta de sedan performant, care însă a trebuit să se supună acelui gentleman's agreement de maxim 280 de cai, care de fapt probabil erau 320 la roată, și de asta sunt anumite diferențe, dar cert este că toate aceste mașini japoneze din acea perioadă sunt brutal de puternice. Că tot veni vorba de Brutal Stacks, comunitatea din care face parte această mașină, salut domnul Daniel Tomescu, The Artist, care cu siguranță a filmat, a mers și cu această mașină, poate știe mai multe decât mine despre ea. Și mă bucură chestia asta, că sunt pasionați și în jurul meu, nu sunt doar eu, nu sunteți doar voi. Revenind la mașină, specia aia de sedan este una pe care foarte puțin dintre voi cred că o cunosc. Dacă nu sunteți pasionați de JDM, probabil n-ați auzit niciodată de ele. Sunt niște mașini de segment ce ar fi un A4, A6 în prezent, cam pe acolo, cu motoare 6 în linie, tracțiune spate, cutii manuale automate și aspirate natural și supraalimentate, cu multe sute de cai, care au diverse forme și ele se numesc Mark II, de exemplu, care are o versiune foarte interesantă numită Mark II Blitz, care este un fel de seria 7 Break, care are 1JZ GTE, peste 300 de cai, tracțiune spate și face drift într-un mod foarte mișto. Și o mașină bipolară, din nou.
Pe urmă există Toyotele Chaser, care sunt niște variante interesante. Unele dintre ele nu au rame la uși pentru geamuri și au un profil mai lăsat și sunt genul ăla de mașini de golan din zona aia asiatică și le identifici foarte mult cu mafia Yakuza din zona Japoniei, care, mă rog, a devenit ceva oarecum clișeu până la urmă. Cert este că au un anumit aspect de bad boy look, așa să zic. Există Toyotele astea Cressida, Cresta, Chaser, Mark II, Mark II Blitz și Sorrow, care este o variantă coupé care s-a numit și Lexus SC, la care tot oamenii ăștia au lucrat. Și aceste mașini au în comun elementele astea de motorizare, structură, suspensii, dar sunt vizibil diferite la aspect și au, de exemplu, niște chestiuni interesante. Unele sunt mai late, altele mai lungi, unele au rame la geamuri, altele nu. Și chestia asta este pentru că în Japonia sunt niște reguli de clasă. De-aia se fac K-car-urile alea, de-aia un Suzuki Jimny este atât de mic, că trebuie să se încadreze niște repere și dacă ăsta european ți se pare mic, ăla japonez e și mai mic, care are barele mai mici și nu are overfendere la aripi, ca să se încadreze în clasa K-cars. Așa că acolo, de aceea în general, aceste mașini au venit cu alte sigle, fiind numite Toyota Alteza, nu Lexus IS, și au avut și motoare cu 4 cilindri, ceea ce pentru piața europeană n-a fost niciodată oferit. Mi se par foarte interesante aceste diferențe. Și mai este o Toyota foarte interesantă numită Crown Athlete. Și alea sunt niște diavoli care în mare parte nu cred că mai sunt niciunele stoc în prezent și toate au peste 500 de cai. Dacă te uiți în țările asiatice cu cultură turchică, de exemplu, astea cu stan în coadă, care poate să însemne Kirghizistan, Tajikistan, Turkmenistan, o să vezi foarte multe fan cluburi de asemenea Toyota cu genul ăla de modele și pe la Chișinău sunt câteva și sunt de o eleganță și o prestanță deosebită pentru că sunt all black, toate sunt negru lucios, înăuntru de asemenea totul e negru sobru, dar o anumită bipolaritate care te duce cu gândul la ceva stil scandinav, cum e Volvo, de exemplu, sau Saab din anii aia cu turbine, care sunt cam în același stil și sunt niște mașini ale contrastelor foarte tari, pentru că în esență erau niște mașini de zi cu zi, dar au fost făcute foarte interesant. Și așa că brandul Lexus a apărut pe așa ceva. Lumea care zice că doar nemții știu să facă mașini nu-și dă seama că de multe ori inginerii acelor mașini nemțe sunt niște japonezi. Și nu-și dă seama că de fapt și la japonezi au fost ingineri și designeri europeni. Sharing is caring. Ingineria este ceva universal valabil. Nu intru în acest video în polemii să spun că asta e mai bună decât nemțeștile, că uneori n-a fost. E vorba până la urmă de ce vrea publicul. Și există atâtea de multe variabile încât nu sunt eu la care să zic care e cea mai bună mașină, însă cu siguranță asta este una dintre ele și în format stock și mai ales așa cum este modificat. Și Lexus ca brand poate să însemne Luxury Export to the United States. Mi se pare perfect această denumire, deși ei spun că nu înseamnă asta. Cândva se votase cumva într-un fel de concurs numele de Alexis. Dar ar fi sunat ciudat, așa că l-au numit Lexus, că au mutat literele. Și, practic, au vrut să penetreze niște piețe externe Japoniei cu altă denumire. Pentru că lumea percepea mașinile japoneze ca fiind ceva non-lux. Și, într-adevăr, dacă te uiți la o Toyota Alteza versus un Lexus IS X10, deși structural sunt ambele mașini, piețele sunt diferite, clientela este diferită și vei vedea o diferență destul de mare pe calitatea interiorului. Antifonările, opțiunile de confort și de asta în Japonia, pentru că n-aveau ce să dovedească, japonezii știau foarte bine ce înseamnă Toyota, nici nu s-a prezentat această mașină ca Lexus. Asta s-a întâmplat și cu un fel de soră geamănă tehnică a acestei mașini, dar totuși cu alt motor, respectiv Toyota Aristo V300, deținută de același proprietar pe care am prezentat-o pe canal, adică niște mașini, din nou, bipolare. Și alea s-au numit Toyota în zona japoneză și Lexus GS pentru Toyota Aristo și acesta, în loc să se numească Toyota Alteza, s-a numit Lexus IS, care înseamnă Intelligent Sedan, fiind sedanul lor de clasă compactă segment D. Și abia din 2005-2007 ca an au început să apară și cu brandingul Lexus în Japonia. Și oricum, Toyotele și în general mașinile japoneze speciale au fost vândute la niște reprezentanțe specifice, cum s-au numit cele Vista sau Netz, o rețea de vânzări din zona respectivă, așa că nu erau chiar niște Toyote oarecare și
Aceste altețe sau IS-uri sunt bazate pe o Toyota numită Progress, dacă mi-aduc bine aminte, care avea același contur ca formă, însă era cu un aspect mult mai banal. Semăna cu celebra Toyota Celsior, care este un model specific pentru piața japoneză, o mașină de lux. Așa că aia cumva era percepută ca fiind mai banală, deși avea motoare destul de puternice pentru gama respectivă, dar era un interior din ăla fastos, somtos, nimic sportiv la ea, cel puțin din perspectiva aspectului, însă părerea mea e că bipolaritatea era acolo. Acest model în America a avut un succes destul de mare, însă pe piețele europene evident că nu a putut să detroneze la vânzări un Mercedes C-Class, un Serie A3 sau un Audi A4 de la acele vremuri, pentru că alea erau niște sedanuri împământenite deja în istoria noastră. Producția acestei mașini a început în 98 și s-a terminat în 2005. În 2001 și 2003 a avut niște retușuri, să le numim facelift-uri. De exemplu, grila de la radiator s-a schimbat, a căpătat niște memorii pe la scaun, comenzile de climă și au fost niște modificări pe motorizări, pentru că trebuie să faci un mic separeu. Dacă te uiți la alteța, vei vedea că în Japonia ele veneau și cu motor cu 4 cilindri, care însă era foarte performant și care era făcut pentru piața lor, deoarece motoarele de litraj mai mare sau cu număr mai mare de cilindri nu erau neapărat unele sportive pe această generație și dezvoltarea lor ar fi fost mai complexă ca să le ducă în teritoriu performant, așa că au primit un tratament specific pentru piața de acolo. Și în Europa, acel motor, respectiv 3SG-ul, gelul, cum avea în coadă denumirea, n-a fost niciodată vândut oficial aici. Așa că, în general, IS-ul va fi doar 6 cilindri de 2 sau 3 litri, fără turbo, pentru că motorul care se află sub această capotă vine de la un GZX100, care este o Toyota din alea de domn mafiot, cum am zis eu mai devreme, și în Japonia avea și acest sistem de 4 cilindri. Și ca să nu vorbesc singur, că nu știu dacă pot să mai repet încă o dată cu fluența acest discurs, mai verific încă o dată camera și constat cu mare bucurie că ea nu s-a oprit. Revenind la această mașină frumoasă și superbă, Aristo, deci, care e V300 și noi acest model și tot m-am greșit discursul, era fratele mai mare al acesteia, dacă putem să o numim, și asta pentru că dânșii ai enunțați mai devreme au lucrat la ambele mașini și această alteță în Japonia venea ori cu un motor ca și în Europa de bază 6 cilindri de 2 litri, 1GFE, care avea aproximativ 150 și ceva de cai, până în 160, 114 kW, dacă mi-aduc bine aminte, dar era mișto că era 6 linie și era tracțiune spate, cuplat la o transmisie manuală de 5 rapoarte sau una automată de 5 rapoarte. Și dacă te uitai la formatul acelui motor, el era pe o arhitectură economică, adică nu era un motor gândit pentru o performanță furibundă, dovadă și puterea relativ modestă. Alte versiuni de G aveau 100 și un pic de cai, 110 aproximativ, ceea ce pentru un 6 cilindri, ai zice, domnule, este penibil. Un M50, de exemplu, de BMW, fără Vanos, are tot cam 150 de cai, deci putem spune că era un motor, poate chiar o țâră mai puternic decât acela. N-a fost rău deloc, doar că era o motorizare liniară pentru segmentul confortabil din care trebuia să facă parte această mașină. Funcționarea motorului presupunea sistemul de camă master și camă slave, adică distribuția era una pe curea și cureaua rotea unul din arbori, respectiv cel de admisie și cel de evacuare, era rotit în contră de un pinion, așa că unghiul dintre supape era foarte mic. Chiulasă compactă de aluminiu, bloc de fontă și un sistem simplu de distribuție fără VVT. La un moment dat a primit VVT, care este inserat pe arborele de admisie și modifică doar timpul de deschidere al acelor supape, secvența, nu și partea de evacuare. Și acel motor, deci, este unul normal. El niciodată, ca acea familie, nu a avut niște versiuni foarte complexe și a fost, practic, motorul entry-level. Alteța japoneză, în schimb, RS200 pe cod, dacă mi-aduc bine aminte, este cea care a primit însă 3SGE-ul, adică un motor de arhitectură BIMS, care înseamnă Breakthrough Engine with Advanced Mechanical System. Era un fel de TU, cum îl numește BMW, acel technical update, aplicat unui motor de bază și, în general, 3S-ul ăla este unul din taților când vine vorba de motoare atât aspirate cât și supraalimentate. A echipat o droaie de mașini importante, cum au fost, de exemplu, celebrele Toyota MR2
și în format aspirat și în format turbo. Și motorul ăla este foarte important pentru că timp de un căcălău de ani a deținut recordul de cel mai puternic motor raportat la capacitatea cilindrică. Per litru avea cei mai mulți cai. Și acest lucru s-a întâmplat strict pe modelul numit Toyota Caldina, all-wheel drive, o mașină foarte interesantă, care deși avea acest 3S GTE montat de alatul, numai simplu fapt că el dezvolta 260 de cai, dar simplu, de fapt mai complexul fapt care îmi place mie este că mașina avea un sistem de tracțiune integrală care era ca la Celica ST185 sau 205, respectiv cu diferențial central. Adică aveai trei diferențiare reale centrale și exista un anumit control pentru acel diferențial central. Vedeți prezentarea cu Celica pe care am făcut-o pe canal unde explic foarte în detaliu acest sistem. Șmecheria la 3S-urile astea este că au avut 5 generații care au venit cu tot felul de sisteme și acolo există sistemul ăsta cu Master și Slave, însă variantele mai performante, cum este GE-ul sau GT-ul, vin cu arbori cu came individuali care sunt rotiți în același sens de o curea de distribuție. Și e interesant de văzut că au primit și VVT la un moment dat, dar au avut și niște tipuri interesante de turbine, simple sau twin scroll cu diverse tipuri de galerii, cu diverse tipuri de galerii de admisie, ori cu sistemul T-VIS, ori cu ACIS, care sunt două sisteme cu control pneumatic ale unor clapete situate în admisie care fac ca parcursul aerului să fie unul interesant, pentru că Yamaha, că ea s-a ocupat de chiulasele respective și ei se pricep foarte bine la cursul fluidelor, pentru că fabrică unele dintre cele mai bune saxofoane. Și principiul rezonanței acustice, care este în saxofon și în flaut, de altfel, este că o țeavă lungă poate fi virtual scurtată, deși ea rămâne fizic lungă și implicit frecvența sunetului crește și implicit auzi cum se duc octavele din ce în ce mai sus, fără să existe ceva intern fizic înăuntru, ci doar niște capace care acoperă și descoperă niște găuri. Și exact principiul a fost aplicat galeriilor de admisie ca să aibă cuplu și sus și jos, să respire bine și sus și jos, să fie niște motoare eficiente, puternice și plăcute la condus. 3S-urile astea sunt niște motoare, deci, care au avut game multe interesante, însă, în mod special, 3SG-ul este de apreciat pentru că este un motor aspirat care produce 210 cai la 2 litri la început de an 90 cu supape de titan, biele forjate, niște pistoane hipereutectic, de-astea cu raport de compresie de 11.5 la 1, arbore forjat și niște motoare care efectiv n-au moarte dacă sunt îngrijite. Și asta a primit Japonia și asta n-a primit Europa. Este interesant că în unii ani Japonia primea miez, restul nu prea. Însă totuși și la generațiile astea, anumite versiuni de mașini pentru exterior, mai ales alea supraalimentate care n-au fost fix IS-urile astea, primeau mai jmecherie, să zic așa, pe piața americană, australiană, europeană, din motiv de norme de emisii. Așa că această balanță sinusoidală, să zic, a restricțiilor, se plimbă pe continente din când în când. Adică acum balanța sinusoidală cu jos e în Europa. Cândva a fost în California, de exemplu, și asta e o discuție pentru alt podcast. Deci astea au fost motoarele, să zicem, interesante care au fost pentru piața japoneză, cu motorul de bază situat și pentru piața europeană. Și în rest, pentru restul lumii și chiar și în Japonia, a existat un 2JZ-GE care are aproximativ 220-230 de cai ca interval, un 6 în linie de 3 litri aspirat natural, care este cuplat ori la o transmisie cu 5 trepte manuală, pentru că aia cu 6 trepte de pe modelele pe 4 cilindri sau cele de 6 în linie de 2 litri nu era suficient de rezistentă cât să ducă puterea și cuplu motorului de 3 litri. Și de asta și automatele acelor mașini au 4 trepte și nu 5. Sunt cutii diferite și mai este un motiv. Anumite versiuni au avut tracțiune integrală cu diferențial central real Torsen și cu blocant pe spate de tip Torsen, adică un LSD cu alunecare limitată. Și dacă avea all-wheel drive, eu știu că aveau 4 trepte, nu 5, posibil să mă înșel. Mă refer aici la cutii automate. De 6 rapoarte a primit doar varianta aceea cu motorul 3SGE de 210 cai. În rest, astea de 220-230, în general, au fost doar automate, din câte știu, cel puțin în afara Japoniei, cu niște cutii băbești mari relaxate care să ducă mașina în teritoriu de cruising. E un 6 în linie relaxat, care trage bine la drum, n-au fost neapărat niște mașini sportive și paradoxal este că la data apariției lor, ele n-au fost considerate o bază bună de tuning. Și asta pentru că motoarele erau cumva duse la limită, dar
s-a dovedit ulterior că nu era chiar așa, că au avut o resursă foarte mare, însă cutiile de viteză și diferențialele erau cam la limită și orice putere în plus puneai era cam cu spărtură, cu necaz, așa că modificările erau destul de costisitoare. Dar treptat firme precum Tomei, de exemplu, sau TTE, Toyota Team Europe, au făcut niște kituri de upgrade pentru aceste componente și în mod foarte interesant și fix mașina asta a avut așa ceva, că ea a ieșit din fabrică ca un IS200 cu 6 cilindri 1 GF de 150 și ceva de cai, a primit un compresor de supraalimentare, care kit putea fi luat și aftermarket, dar putea fi achiziționat și oficial de la Toyota. El venea cu toată suita de modificări, care însemna și parte de admisie, montarea acelui compresor pe un sistem pe curea, modificări de soft, injectoare, chestii de genul ăsta, care ridicau puterea cam pe la 200 de cai, cât avea de fapt și modelul la 3S GE, doar că ăsta avea mai mult cuplu, însă nu era neapărat mai rapid. Și genul ăsta de diferență se constată și pe mașini cum este Honda Accord pe care o am eu. Versiunea de Europa, America, toate cele Acura TSX are un 2.4, însă există o versiune Euroair care are 225 de cai dintr-un 2 litri, în timp ce cel stock are între 190 și cam 205 cai în funcție de piață. Doar că dacă te gâdi un pic cu ele, Frankenstein, chestii de genul, revedeți prezentarea cu ultimul acord de pe canal, poți să vezi și peste 300 de cai dintr-un motor aspirat. Așa că cam asta e povestea generală a mașinii și cum a apărut ea. Este un sedan compact și e mișto la ea că Nobuaki Katayama ăsta s-a ocupat de suspensii foarte bine. Are dublu braț pe față și dublu braț plus braț suplimentar de tow in și tow out pe partea de spate. O chestie care, de exemplu, era și la Honda NSX. Adică, pe lângă că e dublu braț și ai o geometrie foarte bună a suspensii, fără să ai 70.000 de brațe, că diferența dintre un multilink cu 5 brațe și un dublu braț este marginal diferită și cred că deja e necesară doar în teritoriul ultra-performanței și a limuzinelor. Pentru că, în esență, unghiurile sunt bune la ambele tipuri de suspensii. Doar că aici, la fel ca la Honda NSX, ai și un mic braț care asigură o direcție pasivă când apar niște forțe laterale foarte agresive și nu lasă roata să-și deformeze, să zic așa, prea mult anumite unghiuri și le corectează. Și asta înseamnă că spatele tinde să se ducă și el tot în viraj, nu în afara lui, mai ales că fiind o mașină cu tracțiune spate eminamente, probabil tinde să fie tail happy, cum se numește în engleză chestia asta. Așa că oamenii ăștia s-au ocupat de rigidizarea șasiului, de suspensii, plasarea motorului cât mai în spate, indiferent de tipul acestui motor, că e supraalimentat, că e aspirat, că sunt cu 6 în linie, cu 4 în linie și așa mai departe. Și da, este o mașină care face parte din segmentul lux. Adică dacă te uiți la calitatea interiorului, comparând cu orice mașină din anii săi, e acolo. Materiale moi, sisteme audio, memorii la scaune, mai ales după acele facelift-uri, faruri cu xenon, jante care mai de care, opțiuni tehnice destul de variate, având și all-wheel drive. A avut și o formă foarte interesantă de break, care oficial era un hatchback pe lirica japoneză, doar că oficial când te uiți la ea seamănă totuși mai mult a break. Este una și în România și îmi dau seama că ar fi interesant să o filme și pe aceea. Cred că am și vorbit cu proprietarul la o întâlnire Honda. Dar aici am un exemplar care este cu adevărat mai special, pentru că el împrumută ceva tehnică de pe la frații mai mari și mai năbădăioși, respectiv faimoasele motoare Jay-Z. Și de aceea, sub capote este un sticker cu celebru cântăreț Jay-Z, un sticker. Și proprietarul mai are o mașină care are tot un JZ, doar că fiind doi, are două asemenea stickere. Mi se par interesante din nou chestiunile astea. Și această mașină, practic, preia platforma tehnică a motorului de la frații mai mari, care au primit, în general, marea lor majoritate, un JZ GTE, care avea 280 de cai și undeva pe la 370 de Nm sau 350, depinde dacă avea VVT sau nu. Și e interesant că 1JZ-ul poate fi considerat un predecesor al lui 2JZ, dar poate să fie considerat și ca un frate din aceeași familie, că practic Toyota își numește motoarele cu niște litere și cifrele denotă nu neapărat generație, cât formatul motorului, capacitatea cilindrică, așa că unele dintre ele nu s-au înlocuit neapărat. Dar e general valabil cunoscut faptul că da, 2JZ-ul e după 1JZ și chipurile mai bune, deși practic sunt cam la fel. Și ambele au niște versiuni mai ok, altele mai puțin ok, pentru că sunt niște diferențe. Și ceea ce urmează nu are legătură cu acest Lexus, pentru că el nu a avut niciodată acea motorizare în mod oficial. Altele însă au avut-o, dar n-au avut neapărat sigle de Lexus și este vorba de Toyotele alea de Golan. Și pentru că unele din ele erau format compact, nu puneau
3 litri pe ele. Și pentru că n-au fost neapărat niște mașini făcute să fie sportive din fabrică, nefiind Supre, de exemplu, dar practic au ajuns să fie niște Toyota Supra cu 4 uși, cum a fost Aristo V300, care are fix configurația de Supra A80. Și e interesant de văzut că 2JZ-ul GTE a echipat doar o mică nișă de modele, printre care Supra-ul ăla celebru, făcut celebru de filme, pentru că toată lumea știe de JZ, știe de Supra, că erau filmele alea celebre cu aia care se întreceau pe acolo ca nebuni în tot felul de studiouri, că nu știu dacă s-a întâmplat și în lumea reală. Așa că adevăratul campion al străzilor, de fapt, unul JZ este, și ălălalt a ajuns după aia fiind montat aftermarket, dar din fabrică. 280 de cai erau obținuți cu această motorizare și rețeta din acestor motoare este că sunt extrem de bine făcute acolo unde trebuie. Pompele de ulei, toată tubulatura pentru traseele de ulei, de antigel, de gaze Carter sunt numeroase. Sunt multe tuburi în interior pe unde uleiul și antigelul circulă. Gazele de Carter au fost optimizate, că nu era ok la început și a și fost o problemă pentru turbine treaba asta. Și de asemenea blocul motor este oficial cel mai ramforsat bloc motor stock făcut vreodată. Aici evident că am putea să includem și celebre motoare americane de tip small block V8-uri, care sunt foarte simple tehnic și care oricum au fost solide tot timpul. Doar că să vă gândiți, ăsta este bloc closed deck, punte închisă, este și barta-i peretele la el și distanța între cilindri și grosimea efectivă a pereților în exterior este foarte mare. Ca să fie și suplimentar mai rigid, blocul are o formă curbă pe exterior și asta este ca un baraj din acela de apă, care are o formă curbă ca să aibă efectul acela de stăvilire mult mai puternică. Dacă le-ar face drepte, ar crăpa. Și asta nu e tot. Pe lângă că e bartai blocul dur, mai are și un fel de scară de rigidizare de desubt, un ladder frame, care este prins efectiv sub bloc până în baia de ulei. Așa că realmente blocul ăsta este cam indestructibil. Și arborii cotii și bielele, inclusiv la variantele aspirate, sunt forjate. Variantele supraalimentate au exact aceiași arbori și biele, diferă însă forma pistoanelor, nici măcar materialul, care sunt scobite în partea de sus ca să aibă un raport de compresie puțin mai mic, ca turbina să poată, sau de fapt ca motorul să accepte boost-ul turbinei sau turbinelor, că poate să fie două. Și aici revoluționează motorul cu niște chestiuni. Așa că vei vedea 1JZ ca fiind un motor de 2.5, care are 86 de mm cu aproximativ 71 aleza și cursă, deci este un motor suprapătrat, îi place turația destul de mult și în formatul aspirat. Și au existat versiuni cu injecție multipunct sau directă. FSE a fost cel cu injecție directă, a fost montat inclusiv pe aceste mașini și dezvoltat cam 200 de cai, dar tehnologia era puțin mai complicată, că trebuiau eghereuri, presiuni, senzori diversi și s-au vândut, știu că și pe piețe din astea externe. Și de asemenea, versiuni care aveau supraalimentare. În primă fază, GTE-urile turbo aveau două turbine. Era exact sistemul care a fost ulterior luat și pus pe 2JZ GTE și conceptual este exact același tip de sistem folosit pe Mazda RX-7 Turbo și pe Porsche 959, adică supraalimentare de tip secvențial. Doar că implementările fizice sunt diferite la aceste modele, efectul este similar, anume că elimină turboleagul prin faptul că sunt două turbine care intră pe rând, însă sunt unele mărci care merg pe turbine de mărimi diferite. Toyota a ales în schimb să meargă pe turbine de mărime identică. Chiar este un sistem twin turbo. Deși când zici biturbo, poate să fie de asemenea două turbine identice, este o chestiune de semantică, dar fizic când te uiți la ele pe acel format, chiar sunt două turbine. Și sistemul este unul foarte complex din punct de vedere tubulatură și control, dar efectul e relativ simplu. Până în 4000 de rotații pe minut merge doar o turbină și asta înseamnă că în galeria de evacuare a celor 6 cilindri există doar o ramură care primește gaze, în sensul că doar o turbină primește gaze de la această galerie și întreaga lungime de 6 pistoane a motorului furnizează gaze de evacuare către o singură turbină care face supraalimentare și trimite în galeria de admisie niște gaze comprimate printr-un intercooler care de obicei era montat în față sau în lateral în funcție de model și care se ocupa de boost în zona respectivă. Când te apropiai de 4000 de ture, un tub mic pe evacuare făcea legătura dintre galeria asta presurizată care deja antrena o turbină și carcasa turbinei care momentan era oprită și o preînvârtea fără însă ca ea să producă un boost, doar o rotea și începea
De asemenea, și pe partea de admisie un tub să înceapă să scoată suprapresiunea de gaze ca să nu apară o problemă de sigilie acolo. Și practic turbina făcea spul, dar ea nu participa activ. Și participa activ abia momentul în care supapa de control se deschidea și lăsa belzebutul ăla de gaze să circule peste ea. Și asta se întâmpla cam după 4200 de turații. Ambele turbine funcționau pe evacuare identic prin faptul că erau fix în paralel. Scuipau gazele pe evacuare și ambele turbine tot în paralel comprimau admisia. Și este un sistem secvențial prin faptul că turbinele intră pe rând, dar tubulatura lor este cumva setată în paralel. Alte tipuri de supraalimentări din astea au folosit niște sisteme cu o turbină mai mare și una mai mică, care dau din una în alta. Poate să fie și pe evacuare, deși la tractoare în general e chestia asta, însă din una în alta dau pe traseul de admisie, adică filtrul de aer filtrează, intră în turbina mare, tubulatura aia după aia intră în compresorul turbinei mici, după ce întâi a trecut prin compresorul turbinei mari, dar gazele de evacuare nu mișcă ambele turbine la turații mici, dar aerul parcurge toate, adică ele sunt cumva în paralel pe evacuare și înseriate pe admisie. Nu e cazul acestui sistem. Doar că era un sistem complex, cu multe supape de control și ce era interesant este că fiind două turbine identice, micuțe, se turau instant și asta înseamnă că aveau spulul rapid și răspunsul la accelerație era foarte, foarte puternic. Problema este că în Japonia, pentru norme și eficiență, au avut niște componente ceramice în interior, care se delaminau și se crăpau și n-au fost fiabile. Acele turbine s-au numit CT12A. Ele erau făcute de Toyota împreună cu Hitachi și e interesant că pe piața externă au primit rotoare din oțel, CT12B, două turbine. La faceliftul acestui motor, în schimb, s-au produs niște chestiuni interesante, pentru că el a primit VVTi pe admisie cu sistem helical, adică nu avea variator de distribuție cu camere hidraulice clasice, ci funcționa ca un vanos de la problematic de BMW, doar că aici n-a fost problematic, în care aveai un fel de filet cu dinții la unghi, care era întrepătruns în alt filet în oglindă cu dinții la unghi. Unul din filetele astea era pe un șurub central, controlat de un piston solenoid, și celălalt filet era pe defazor. Și pentru că între ele apărea o mișcare de înainte-înapoi a acelui piston, ea se transforma în rotație și implicit se varia distribuția, controlată hidraulic. Și motoarele VVTi nu au avut niciodată două turbine, că le-au pus proprietarii cu totul altceva și aici mă refer la 1JZ. E interesant de văzut că au fost totuși trei generații, să le spunem așa. Prima fără sistem de VVT și aspirate natural și supraalimentate cu două turbine și la generația 2 au primit o bine meritată optimizare pe partea de gaze Carter, pentru că făceau presiune foarte mare, băgau ulei în admisie și uleiul abelea turbinele și de asta cedau de multe ori, o-ringurile cedau. Și pe urmă, a treia versiune a fost cea care a primit VVTi și o singură turbină care era un CT15, dacă mi-aduc bine aminte, cu B în coadă pentru că era de oțel și pentru zona asiatică și pentru zona non-asiatică, adică piețele americane, europene și așa mai departe. Și pe urmă, în gamă, a apărut 2JZ, care de asemenea a fost un motor și aspirat natural și cu injecție directă și multipunct, nu în același timp pe rând, formate diferite. Dacă vedeai, de exemplu, GE, G-urile înseamnă chiulase performante, F-urile înseamnă mai simple, E-ul este injecție multipunct și S-urile sunt injecții directe. Așa că dacă vezi un motor, de exemplu, FSE este cu injecție directă și cu o chiulasă de bază. Dacă ar fi fost un GSE, este cu chiulasă mișto și cu injecție directă. Și T-urile înseamnă supraalimentare și mai erau unele care aveau TEU, parcă care erau cu compresor mecanic de supraalimentare. Și e interesant de văzut că diferența dintre 1JZ și 2JZ stă nu numai în formatul de capacitate cilindrică, pentru că, evident, unul are 2.5, altul are 3.0. Cel de 3.0 este perfect pătrat. Are cursa mărită de la 71 la 86, deci alezajul fiind 86, diametrul și cu cursa sunt absolut identice, fiind un motor care în continuare preferă turațiile, dar nu se turează la fel de vesel ca acesta, cel puțin în format aspirat. Și sistemul de supraalimentare, stoc din fabrică a fost doar cel twin turbo, însă cu niște turbine diferite de 1JZ. Puterea însă oficială era tot 280 de cai, cuplul însă era cu 100 de Nm mai mare la acesta și la el de asemenea a apărut acest VVTi. Există 2JZ-uri GTE, fără VVT, cu două turbine sau cu VVT, ceea ce nu s-a întâmplat însă la 1JZ, care dacă are VVT, nu are două turbine, ci are una singură. Și blocul
are diferențe. Este mai înalt, bielele sunt mai lungi cu aproximativ 1,5 cm, dar în esență structura rămâne la fel. Doar că au fost și alte modificări făcute pe internele motorului, pe partea asta de galerii, pompe, tot felul, ca să optimizeze mărirea asta de putere, așa că nu e doar o diferență din asta mică. Și, din nou, regula cu ceramic în Japonia și oțel în restul lumii, care implicit a dat niște diferențe acestor turbine. Și motoarele astea produc niște puteri obscene. Poți să te duci la 800 de cai cu interne stoc, evident că nu cred că le lasă nimeni chiar stoc. Și de asta acest motor a primit niște tratamente intense, pentru că, de exemplu, el, ca să îndeplinească normele europene, avea sistem fără retur pe partea de injecție multipunct. Adică nu aveai regulator de presiune pe rampă, rampa nu avea retur și totul era controlat la rezervor. Doar că atunci când faci tuning, ai nevoie de un debit mai mare de benzină și atunci injectoarele au fost schimbate, rampa are retur, există conductă suplimentară și motivul pentru care nu aveau retur era ca să nu se încingă rezervorul din nou și în felul ăsta nu producea foarte mulți vapori, deci emisiile erau mai mici. De asemenea, pompele de servo au fost modificate, cu zineții știu că au fost schimbați, la segmenți e posibil să fie umblat, însă internele lui, arborele, pistoanele, toate astea n-au fost modificate. Și e interesant să vezi că față de 3S, de exemplu, ca motor, unde chiar au apărut diferențe la supraalimentare și la toată partea asta de diferențe de chiulasă, aici între aspirat și supraalimentat, fizica e același arbore și biele, doar că, evident, scobiturile alea în tavanul pistoanelor sunt diferite pentru diverse rapoarte de compresie. VVT-ul a sporit și eficiența prin faptul că a permis rularea cu un raport de compresie mai ridicat. Ele au 8, 8,5, 9:1 după caz, alea aspirate poate să se ducă și la aproape 12 dacă vorbim de injecție directă și totul se făcea din forma acelei camere de ardere. Și mai este o chestiune interesantă legată de motoare, că au fost, de exemplu, versiuni, alea de bază, non-VVT, non-turbo, care sunt fără interferență. Deci dacă, Doamne ferește, se rupe cureaua, nu se întâmplă nimic. La celelalte, în schimb, e bine să nu se rupă cureaua. Și ăsta este și un punct, oarecum să zic, sensibil al lor, că le place mentenanța. Adică nu e bine să lași 200.000 distribuția neschimbată, chiar dacă poate ori fi exemplare care au dus acolo. Fix această mașină, în schimb, are tratamentul cu o turbină mărită, wastegate și blow-off-uri externe care dau în atmosferă, cu bus controller separat, are un computer separat, injectoarele sunt de debit mai mare și de asemenea între 1JZ și 2JZ, debitul injectoarelor era 460 versus 540, ceva de genul, aproape 100 de mililitri diferență. Și asta pentru că sunt niște motoare totuși cu potență diferită. Și de asta părerea mea personală de umil explicator al acestor motoare, eu nu cred că au doar 280 de cai stoc. Ele oficial în Europa ajunseseră la 320 pentru 2JZ GT, dar cred că aveau la roată caii cel puțin așa cum se întâmplă și la BMW. Și eu pun gâtul, în mod oficial, și aștept să mă conteste cineva, că există o foarte, foarte mare legătură, și bine că există, între această familie de motoare și celebrul B58 de la BMW. Pentru că aceste două firme au colaborat foarte mulți ani și o să mai facă chestia asta, sunt ferm convins, și putem spune că de multe ori sunt similarități între ele ca modele. Ambii știu să facă motoare 6 în linie, au avut serii întregi de motoare 6 în linie, că de exemplu 2JZ-ul ăsta a înlocuit versiuni mai vechi numite M, care motoare M erau din fontă, au fost primele cu supraalimentare, au avut și versiuni chioare și unele mai mișto supraalimentate, adică 145 versus 180 ceva de cai, 3 litri, versiuni interesante de altfel, dar tehnica de materiale și supraalimentare erau cam la început atunci și acele modele erau acele Supre din anii respectivi, care în esență erau la origine niște Toyota Celica nivel de echipare Supra. Abia târziu Supra a ajuns să se numească doar Supra și să fie un model separat. Și părerea mea este pentru că brandul Mini al lui BMW a avut motoare diesel de Toyota. Avensisurile și diverse Aurisuri au avut dieseluri de BMW în Europa și pentru că există colaborări și pe modelele Supra noi, care sunt aparent, ai spune, niște Z4 cu sigle schimbate, deși nu este așa, și mașinile alea sunt proiectate aproape integral de către Magna Powertrain în Austria și fabricate acolo, e clar că ăștia au colaborat. Și nu întâmplător, pe B58 modern vezi tehnică Toyota indubitabil. Lanțuri de distribuție mai puține, a dispărut intermediarul ăla, sunt două lanțuri, nu mai sunt trei. Unul pentru pompă, unul pentru arbori. Atât.
VVT-ul a devenit electric. Nu mai este Vanos hidraulic, este Vanos electromecanic, exact cum folosește Toyota din anii 2003 aproximativ pe motoarele GR V6. De asemenea, pe lângă injecție directă, care a tot fost renovată, au primit injecție multipunct, o chestie pe care Toyota o folosește de prin 2003 aproximativ. În prezent, toate motoarele B58 care ies pe fabrică cu TU2 ca index, au ciclu Miller permanent, exact ce folosește Toyota de foarte mulți ani. Și părerea mea e că toate chestiunile astea sunt de lăudat și sunt niște motoare care nu degeaba sunt bune. Și pe bună dreptate B58-ul are un pic din sufletul acestui Jay-Z, care ca o pasăre Phoenix s-a tot transformat și este probabil unul dintre cele mai importante motoare și a apărut ca răspuns la celebrul RB26 DETT al lui Nissan, care are un format oarecum similar și sunt niște motoare cult status ambele și de asta îmi place mie să povestesc aceste mașini într-un mod poate mai incisiv, mai acid decât o fac alții, mai detaliat, habar n-am. Până la urmă, voi sunteți cei care vă alegeți și mă uitam că mai are un pic și se face o oră, dar mă bucur că pot să vorbesc o oră despre asemenea mașină, care, pe de altele, are și multe alte modificări, cum ar fi jantele astea pe care le ador. Îmi place inclusiv denumirea lor, Dom Profesor. Sunt Profesor SSR, este un brand de asemenea jante. Există de asemenea partea de suspensii modificată. Ce e interesant că și stoca a avut suspensii bune, pentru că, de exemplu, sistemul amortizoarelor cu gaz era pe două stadii, în partea din față cel puțin. LSD-ul de pe spate este de la un 300 benzină 2JZGE și, de asemenea, cutia manuală a avut niște povești, pentru că nu este, ea nu știu câta cutie, de fapt, pentru că setup-ul a fost foarte puternic, fiind un motor de în jurul a 500 de cai, cam spărgea cutiile și la un moment dat a avut un ZF în 6 trepte de la un E46 pe care l-a crăpat fără probleme. A spart mai multe compresoare, că se întâmplă, mă refer la cele de aer condiționat, de supraalimentare, pe care le-a avut în trecut. Proprietarul a trecut mașina prin diverse stadii. Scaunele sunt de Subaru Impreza sau de Evo, dacă mi-aduc bine aminte. Și ce mai interesant de văzut este că, evident, toate unghiurile astea au fost modificate, evacuările, toată partea de galerie de evacuare de la motor este una care a fost sudată de mână la propriu, este o lucrare de artă a celebrului Adrian Mihai cu acele 21 verzui pe care l-am prezentat pe canal. Și apropo de chestia cu evacuarea, să nu uit că mi-am adus aminte, la JZ-urile care au două turbine versus cele care au una, sunt niște diferențe de galerie de evacuare. Astea care au, de exemplu, o turbină. Turbina este puțin mai mică, să zic așa, ca format, decât ai așteptat de la genul ăla de motor. Porturile de evacuare sunt mai mici și în felul acesta gazele sunt accelerate. Pentru că dacă micșorez secțiunea, pe același debit crește viteza de deplasare, se modifică presiunea și implicit pulul turbinei este mai rapid. Dar uneori poate le face să nu respire la fel de bine, așa că unii și le portează, de exemplu, și fac tot felul de modificări. Și practic mașina nu prea mai are nicio legătură cu una stock, pe nimic. Are, de exemplu, o parte de logistică computerizată de la un rus, care are un bus controller lipit pe firewall, care țăcăne precum intră cuplajul la vechile telefoane fixe pe care le avem acasă, pentru că el controlează wastegate-ul într-un mod pneumatic electromecanic, să zicem așa, cu niște supape. Blow-off-ul la fel e controlat pneumatic și toate astea sunt cumva niște sisteme semipasive prin faptul că ele își trag vacuumuri din diverse zone și reacționează la prezența acelui vacuum sau unei presiuni și în felul acesta descarcă niște supape care fac să fie totul bine ca să nu bubuie motorul. Și cutia practic este un 5 trepte manual de pe un model performant din alea de domn diavol, să zic așa, care duce genul ăsta de putere și ambreiajul de asemenea este ranforsat, este genul ăla de ambreiaj de tip on-off cu care trebuie să mângâi foarte progresiv pedalele, că altfel ori îți moare motorul, ori ai launch control tot timpul și mașina asta efectiv nu iartă. Adică dacă ai impresia că merge liniștit, este pentru că încă nu a intrat turbina, care este cât un lighean în care spăla bunica rufele și în momentul în care a intrat, vine palma aia pe chelie de la boracul ăla și ți-o iei de nu te vezi, mai ales că având LSD pe spate, trage toată puntea, nu are SP, deci e pe principiu we die like real men. Așa că realmente la această mașină, în treapta 5 la 130, dacă te pune ăla necurat să apeși accelerația și soția acolo, neascultând boost-ul, s-ar putea să te trezești cu mașina de-a latul peste cap, Doamne ferește. Am un respect enorm pentru cine a lucrat la mașina asta, mai ales partea de software, modificările astea hardware și cum a ieșit acest build. Și este o mașină, scuzați
pentru părinți îmi cer aceste scuze, pentru că dacă au copii să le acopere un pic urechile. O mașină sport trebuie să o conduci cu căcatul la cur. Trebuie să-ți fie teamă de ea, pentru că dacă nu există o formă de respect, tu nu respecti acea mașină, nu-ți dai seama ce poate și nu e o relație intensă. Această mașină, în schimb, este bipolară și trebuie să înveți ambele personalități, și Jekyll-ul și Hyde-ul, ca să înțelegi ce poate. E o mașină de un pic peste o tonă, o tonă 300 s-o rotunjim, hai 400 că poate mai are niște chestii adăugate, cu peste 500 de cai. Totul pe spate, mecanic, turbo, cu dita mai bustul, care când intră nu iartă. Și trebuie să fie acolo tot timpul. Felul în care se conduce necesită atenție și prezență, așa cum de fapt e cazul la orice mașină. Dar asta este o mașină sport, una intensă care îți dă niște senzații, deși setarea ei este una de cruiser, părerea mea. Nu este o mașină de circuit, este rapidă în linie dreaptă, manevrabilă pe viraje, dar nu are neapărat precizia pe care ar avea un motor aspirat de turație mare, răspuns la accelerație. Dar cu siguranță boost-ul ăsta o face să fie ca un Scania V8. Când a început, se duce sigur tare și înainte. Și de asta îmi place. Pur și simplu, este multă muncă și pasiune în această mașină. Probabil au intrat lejer peste 30.000 de euro în ea. Nu știu cât a costat. Anul știu că e 2005, ultimul an de producție. Și hai să vedem minunăția asta de motor pe care tocmai am povestit-o, care în esență nu mai necesită o introducere. Da, era păcat să nu o fac și de asta videoclipul ăsta este atât de lung, că nu în fiecare zi vezi genul ăsta de mașini. Și mă uit, de exemplu, la canalul Haggerty, care printre celebrii Jason Camisa și ce prezentator mai sunt pe acolo, îl are pe Larry Chen, care omul ăla se duce pe la tot felul de nebuni din Singapore, din Asia, din Filipine. Ultima dată a fost în fabrica Toyota și a filmat niște chestii și vezi ce înseamnă cu adevărat pasiunea auto. Așa că, dragilor, eu când stau lângă o asemenea mașină, pentru asta simt o pasiune furibundă pentru plăcerea condusului, nu pentru tot felul de dieseluri plictisitoare într-un format stock. Evident că există mașini care au celebre dieseluri, există un counterpart, cum se numește în engleză, acestui motor 1 sau 2 JZ, hai să spunem pe 2 JZ să fie de 3 litri, respectiv OM606, care este Dumnezeu dieselurilor pe tuning, cu un pic de pompiță și injector Einstellungen acolo, cum e în germană, s-ar putea să triplezi puterea cu interne stock și cu o turbină evident mai mare. Așa că mă bucur să văd genul ăla de build-uri. Dar nu veni să-mi spui că Octavia 1 cu 90 de cai rupe pământul și merge de te unge pe suflet. Da, merge mișto mașina. Te ține la drum lung, costuri mici, dar nu e la fel, nu e același lucru. Chiar dacă motorul ăla, repet, mie îmi place cum funcționează, mecanismul pompei de injecție rotative, Fairlane Pump, este genial, este atât de mișto de văzut, de desfăcut și de explicat. Aș sta 3 ore să fac treaba asta și sper vreodată să găsesc o pompă din aia desfăcută. Mie îmi place mecanica, îmi plac detaliile, dar ce critic eu la diesel este această pantă plictisitoare pe care au intrat aceste modele. Lumea nu mai adoră dieselul pentru ce reprezintă, ci strict pentru costuri. Pentru că în istoricul nostru de țară, totdeauna aveam un băiat la o autobază. Tot timpul au fost unii care au făcut niște combinații și întotdeauna exista un ocol și puteai să procuri motorină moca sau foarte ieftin. Și implicit lumea a început să adore aceste mașini. Când, primul rând, de mașini europene noi am bătrânit, ele au ajuns la noi. Și această era a dieselului, care a fost foarte bine că a fost în Europa în anii 2000, a motorizat Europa. Problema e că mașinile alea au îmbătrânit, n-au fost întreținute și noi le luăm ca fiind ceva impecabil și perfect. Și nu sunt. Sunt niște mașini de zi cu zi raționale, nu neapărat pasionale. O Cobra cu M613 turbo diesel, 125 de cai, 3 litri, 5 cilindri, da, tati, aia e pasiunea, aia e o mașină foarte mișto. Dar în rest, ce a urmat după Golfuri 5, 6, 1.6 TDI, sunt niște mașini plictisitoare pentru oameni care efectiv n-au pasiunea condusului în raport cu acea mașină și nici nu simt că o au. Ei au impresia că sunt pasionați cu adevărat de condus, dar de fapt nu sunt și nu se pricep în mod special să conducă fix acele mașini. Așa că alea mi se par niște mașini prozaice, raționale și cumva neamul românesc s-a obișnuit să adore banalitățile. Ne mulțumim cu puțin. Alții s-au dus în alt teritoriu. Nu zic că nu s-ar fi putut chestia asta și în Europa, e un cumul de factori, nu e o persoană de vină, n-am nimic cu oamenii care au dieseluri, dar este vorba că genul ăsta de mașini sunt adorate de fapt pentru ceea ce reprezintă respectiv costuri reduse, dar aia nu e pasiune.
Să cheltui puțin bani nu e o pasiune, zgârcenia nu e o pasiune. Este însă interesant de documentat și privit, și am avut un coleg macedon la birou care era foarte zgârcit și mă fascina să mă documentez cum ajungea el la acele concluzii și cum reușea să economisească bani într-un mod inteligent. Dar era cumva pasiunea mea pentru stilul ăla de documentare. Dar viața lui nu era deloc una pasională și părerea mea este că genul ăsta de mașini sunt alea care contează și noi ne-am dus în panta asta a costurilor normale, totul să fie ieftin, totul să țină cu casa, aceleași vorbe, trai mic și așa, dar nu e flacăr în viață cu chestiile astea. Despre asta este vorba și am făcut un outro, să zic așa, care poate a fost inutil de lung. Este opinia mea, nu trebuie să fiți de acord cu ea, puteți să mă contestați, măcar faceți-o frumos fără să mă înjurați de mamă, tată și alte rude, că n-are rost. Putem să dialogăm principial foarte ok și când suntem în picioare de argument diferit, să zic așa. Dar cred că unii dintre voi ați fost de acord cu mine la ceea ce am spus legat de pasiunea condusului. Și pentru mine, de la toate mărcile, am găsit și îmi plac mașini speciale, care au ceva de livrat. Golful 4, toată lumea le adoră pentru codurile alea cu 3 litere la TDI. Mergea, ăla te ungea pe suflet. Mie îmi plac codurile alea de 2.8 VR6, cu 4 supape pe cilindru, care au 204 cai și care se aud și merg într-un mare fel. Ăla-i golful meu 4. Nu știu despre ceilalți. Pledoarie încheiată. Capota se deschide foarte interesant pentru că nu mai are sistemul stock, are clapa din interior anulată și are aceste mecanisme specifice din motorsport care sunt ca niște siguranțe. Practic se pot închide și cu cheie și simpla basculare a acestei clape retrage pinul care ține capota de structură, așa că practic nu mai e clemă, totul e cu două siguranțe și evident că nu este o mașină premium, pentru că nu are amortizor hidraulic la capotă, ceva ce europenii, sau românii cel puțin, nu pot ierta. Și cred că nu întâmplător bastonul pe partea stălaltă, că e o mașină cu, la origine cu volan pe dreapta. Și aici putem să vedem unul dintre cele mai importante motoare din istoria auto, care cred că s-a născut legendă precum Vadim de când era el mic. Nu sunt fan al personajului, însă trebuie să recunosc că toată lirica asta din jurul lui a fost foarte interesantă. Am văzut inclusiv de vânzare și cred că o să-i fac lui Luci cadou una din aia, o cană cu Marian. Și când zici Vadim și Marian, știi sigur despre ce scenă este vorba, care enumeră o anumită parte din corpul feminin care nu poate fi spusă textual aici, că ar fi cu supărare. Motorul acesta, bai, nu vreau să mai intru în atâtea detalii, că le-am spus deja. Ăsta este 2JZ1JZ GTE, de asta este un singur JZ aici. Și, într-adevăr, ce scrie aici chiar este engine bay porn, pentru că sunt foarte multe componente interesante. Motorul în sine e un 6 în linie, de fontă, chiulasă de aluminiu, 2 arbori cu came, cu un sistem de tacheți mecanici cu pastile. Și de asta și distribuția acestui motor este, sau rezistența lui e mare, pentru că a abordat problema simplistic, prin volum, duritate, nu neapărat complicăciuni. Și au știut să facă lucrurile simplu. Și dacă stăm să ne gândim, mașinile astea, motoarele astea au apărut prin 1990. Mașinile astea aveau peste 300 de cai real atunci. Adică în Europa nu prea găseai așa ceva. Ce făceau europenii în anii ăia de genul ăsta de motoare, nici nu intraseră în teritoriul turbo atât de puternic și inclusiv cele aspirate. De exemplu, motivul pentru care BMW a introdus supraalimentarea pe mașini în anii 2006 aproximativ este pentru că Toyota scosese motorul 2GR, care la 3,5 litri producea în jurul la 300 și un pic de cai, având cuplu simțitor mai mare decât orice motor european, pentru că avea extra cilindre și era foarte eficient. Dovadă că în BMW în prezent folosește toate tehnicile alea pe care le-am enumerat. Așa că aici avem 2 arbori cu came, cu tacheți mecanici, sunt 24 de supape, 4 pe cilindru. Distribuția este pe curea și putem vedea un capac interesant transparent, așa că se poate vedea variatorul. Practic, dacă pornești motorul și, nu știu, ai pune o cameră când îl conduci, vei vedea cum variatorul lucrează, se mută respectivul piston. Solenoidul de control este cel de pe partea asta de aici și dacă ne uităm de asemenea, vedem pe partea asta pompă de apă, compresor de aer condiționat, pompă de servo, că este servodirecție hidraulică și de asemenea vedem alternator pe partea de aici și e interesant de văzut faptul că
e un motor destul de micuț, însă nu e așa mic ca cele moderne, pentru că avea distanță mare între cilindri, avea de asemenea formatul ăsta suprapătrat, avea 86 cu 71 alezaj cursă și vedem o Barta mai turbina, care este achiziționată extern, adică nu e ceva cu care a venit motorul și este o turbină care nu e hibridă, este de sine stătător, este un Borg Warner și putem vedea faptul că este învelit într-un fel de scut termic cu tot cu partea de evacuare și galeria de evacuare a acestui motor și coturile astea sunt artă mecanică, ele sunt făcute custom, nu sunt cumpărate și se poate vedea metoda de control a turbinei cât de simplă este. Aici este un furtun care are parte de conexiune cu carcasa compresorului, unde se află presiune. Adică momentul în care, de exemplu, turbina e în boost, compresorul acela furnizează presiune către zona externă, către admisie. Însă, în momentul în care ridici piciorul de pe accelerație și apare o debalansare de presiune, pur și simplu mecanismul ăsta trimite controlul respectiv către acest boost controller, care poate să deschidă și să închidă, este un controller electromagnetic. Și mai departe putem vedea că wastegate-ul are două asemenea tubulaturi, deci el poate fi operat de către solenoidul ăla cu un cârâit specific. De asemenea, pe partea de admisie avem acest blow-off, care este o supapă pneumatică de eliberare, în momentul în care ridici piciorul de pe accelerație, pentru că brusc, deși turbina e în boost și bagă ca nebuna aproape 2 bari, 1,8 mai exact, dacă ai închis clapeta, bubuie toată tubulatura asta și evident apare compressor surge-ul ăla, care înseamnă efectiv o destructurare a turbinei pe partea de funcționare și atunci excesul de presiune e ventilat în atmosferă prin această supapă care este controlată pasiv tot de un furtun pneumatic tras din galeria de admisie. Tot din galerie se trage și vacuumul pentru frâne, că nu stai tot timpul cu pedala de accelerație în blană, dar teoretic dacă ai sta, la un moment dat nu mai ai servofrână și mi se pare fascinant și la BAM-ul de Volkswagen, un 8T20 de valve, că n-are pompă de vacuum și are o mățăraie întreagă de furtunuri de vacuum care la motorul ăsta sunt mega simple față de GTE-ul acela cu două turbine, care, apropo, e atât de complex pe partea asta pentru că sunt două turbine care necesită clape de control și pe evacuare. Ai odată clapele de ocol gaze care sunt pentru turbina a doua, ai wastegate-urile turbinelor, ai de asemenea clape de control pe admisie, tot felul de supape de ocolire, așa că îi prinde solenoid și conducte de vacuum și totuși nu are o pompă mecanică de vacuum pentru frâne. Pe urmă, dacă stăm să ne uităm la el, ce mai interesant, primele JZ-uri aveau accelerație pe cablu, așa că aici vei vedea două fulii, una care este conectată la cablu de accelerație și cealaltă era conectată în acest caz la motorașul ăsta care era pentru cruise control și practic motorașul ăsta antrena clapeta de accelerație direct de aici și îți trăgea pedala când intra. De asemenea, pentru că și acum această mașină are clapetă cu cablu, pentru funcția de idle air control are supapa IACV care este cu ocol al clapetei, adică practic poate să tragă aer și să furnizeze legătura aia cu galeria de admisie. Interesantă chestia asta și de asemenea se putea vedea legătura respectivă și dacă nu mă înșel, mecanismul de cruise control totuși cred că trăgea în partea din spate și IACV-ul este acesta pentru că trebuie să fie în față unde este clapeta. Senzor de poziție clapetă în partea asta de aici și de asemenea putem să vedem toată izolația asta care a fost făcută în partea din spate, aici se poate vedea controlul la vechi de la cruise control, pistonul de la ambreiaj, partea asta de servofrână și în linii mari cam atât. Interculerul mașinii este enorm și e pus în partea din față. Are și această siglă care atestă foarte clar ce alteță se află sub capot aici. Și în linii mari compartimentul motor cam ăsta este. N-are rost să mai zic încă o dată de motor, pentru că am povestit cu lux de amănunte la etapa respectivă. Oricum, este unul dintre cele mai importante motoare și puteți să-l vedeți pe canal și în format stock 2JZ GTE, pe un Aristo V300 al aceluiași proprietar, nemodificat, care era perfect funcțional, cu cai, putere, cu tot ce trebuie. Ce modificări au mai fost făcute? Rampa de injectoare este cu retur și asta înseamnă că are regulator de presiune cu ceas indicator direct aici în capotă, pentru că există retur până în rezervor, ceea ce motorul stock nu avea. Și de asta
puteai vedea că unele porturi de vacuum sunt astupate, altele sunt prezente. Aici este supapa PCV, un factor problematic la multe motoare din astea moderne, pentru că nu e voie să eliberezi în atmosferă aceste gaze și atunci, în momentul în care apare un organism de control al normelor de poluare, trebuie să apară aceste mecanisme, cum sunt cele clasice de epurare gaze Carter și de ventilare vapor rezervor. Îmi place că capota nu trebuie trântită, pur și simplu trebuie să te asiguri că ai închis aceste cleme. Și ce mi-a plăcut la mașina asta este partea de proporții. Realmente este o mașină micuță, este cât un E46 sau un E90, care împart oarecum proporțiile. Face parte din exact aceeași clasă. Mașina e un proiect în lucru, cu siguranță vor mai apărea anumite modificări. Etriere de frână, de exemplu, în format stock. Mașina folosea etrierele de frână de pe Aristo, cel puțin în formatele alea puternice, doar că pe puntea spate, din câte știu, avea un pistonaș mai mare decât cele de pe Aristo, că, mă rog, ăsta era considerat și performant, în timp ce Aristo n-a avut tot timpul motorizări puternice, mă rog, e ca aici, ăla era practic fratele mai mare, și stopurile de asemenea mai au niște diferențe. Astea sunt cu un format mai normal, nu sunt atât de țipătoare ca alea clasice cu care a venit modelul, dar este o mașină care livrează aspect, părerea mea, și are o formă din asta clasică. Ce mai îmi place este de asemenea cheia, care are inclusiv comutator din acesta de deschidere a portbagajului. Are o cameră de marș arier și o navigație montată, că na, vrea și omul să fie în prezent. Și aici putem să vedem, de exemplu, tot felul de piese. Bateria a fost mutată în spate, pentru că evident la mașina asta cam problemă cu spațiu pe acolo. Evacuări, mașina ce îmi place este însă că nu este zgomotoasă, este un build discret, inclusiv prin aspect. Și omul are și copii de fapt, că-s mai mulți, și evident că cred că au parte de niște amintiri frumoase mașina asta. Le duce la grădinițe, școli și cred că va fi interesant când vor crește și cu siguranță mașina asta va rămâne în familie și cu siguranță el o să o conducă și o să fie pasionate de mașini și o să-și creeze niște amintiri minunate. Nu e o mașină foarte spațioasă în spate și de asta cred că aș fi vrut să ia și varianta Aristo. Mai are în proprietate o mașină recentă, respectiv acel BMW Break F31 335D, care a înlocuit o veche Mazda diesel cu ceva probleme. Și aici putem să vedem cam cum e spațiu, scaunul reglat așa ca pentru mine. L-am setat în spate, să am piciorul drept, spătarul cât mai drept, pentru că, repet, e o mașină la care trebuie să fii acolo când conduci, nu merge cu ocolișuri. Aici, în partea din spate, suport de pahare cu scrumieră, tapiserie din piele, oricum astea sunt niște scaune modificate, în sensul că nu sunt alea stock ale mașinii, și cred că sunt de impreța, după cum arată. Iar în partea din spate, de asemenea, se află o cotieră de piele, care nu are suport de pahare, că e în față, tunel din acela pentru zona de portbagaj schiuri și cam atât în linii mari. Build quality foarte bun, asta e la mașina asta. Ce mai mi se pare specific japonez este prezența acestor paravânturi pentru fumători, care erau foarte bune în acei ani și apreciez că sunt puse direct peste ramă și asta înseamnă că nu afectează chederele și chiar sunt niște chestiuni originale, de asta au și denumirea asta alteța pe aici. Iar în partea din față, scaunul de asemenea se poate vedea că este unul sport cu tetieră integrată, nefiind ăla stoc al mașinii, mulți apelează la modificări de acest gen. În partea de sus, parasolare standard, luminile astea clasice cu butoane mari și funcționale. În partea asta un spațiu de depozitare, anumite versiuni au avut și navigație, controlul pentru climatizare, controlul de încălzire în scaune, traction control-ul și mod de zăpadă, pentru că mașina asta cred că a avut traction control sau ESP original, însă la modificare a fost scos. Diagrama transmisiei, pentru că era un model în 6 cilindri de 2 litri. Și aici putem să vedem un schimbător de tip ușor shifter. N-are neapărat cea mai
cursă scurtă era să zic, doar că la fel ca și modelele sport, a avut mânerul acesta de metal, ăsta e de la Tomei, o celebră firmă de tuning a lor, suportul e de pahar în partea asta și aici se poate vedea de asemenea spațiul de depozitare, dar nu ăsta este atuul mașinii până la urmă, ce îmi place de asemenea este detaliul ăsta mic, cum ar fi cheia aceasta și de exemplu la multe Toyota, cum au fost MR2 sau chiar și la Celica, aveai un sistem în care, ca să nu zgârie aiurea iala, în momentul în care intrai noaptea în mașină, se aprindea un beculeț în momentul în care deschideai mașina, care îți lumina fix aici, ca să poți să vezi foarte clar unde să bași cheia fără să zgârie pe acolo. Detalii din astea de rafinament. Și mașina asta vine din era aia în care încă existau interioarele alea de velur pluș. Asta însă e mai durabilă cu părțile astea de piele. Materiale moi peste tot, inclusiv aici cum este mânerul pus. Spațiile de depozitare mai micuțe, clapele pentru capot în zona aia și ce îmi place că are ca la Espero, reglajul de volan cu funcție din asta de tilt. Și aici putem să vedem celebrele ceasuri care arată exact ca un cronograf în partea asta de jos a bordului. Așa că în momentul în care apeși ambreiajul destul de tare și pui contactul, mașina învie frumos și se poate vedea aspectul clasic al acestui port. N-am un ceas la mână care să aibă genul ăla de indicatoare, dar putem să vedem tot un ceas japonez, celebrul Seiko No. 5, probabil cel mai ieftin ceas automatic veritabil, cât de bine seamănă cu acest bord. Și poți să vezi turometru pe lateral, nivelul de combustibil și un mic ecranaș cu tripuri în dreapta, iar pe zona centrală avem un vitezometru care este gradat exact ca un cronograf cu ceasurile astea roșii în centru și ai un indicator de consum instant, unul de temperatură și unul de baterie. Pentru că ăsta e un motor modificat și cu bloc de fontă și e de până alte vremuri, are un ulei gros, este un aproape 10W60, cred că e un 550 dacă mi-aduc bine aminte, așa că e genul ăla de mașină care trebuie condusă, să zicem așa, normal spre alert, cel puțin jumătate de oră până să-i dai. Și exact asta o să și fac, pentru că oricum etapa de test drive o să o filmez puțin mai încolo. Și aici putem să vedem un ceas de air fuel ratio, adică raport de calcul combustibil, care ți arată partea de raportul acela dintre aer și combustibil, așa că vei vedea, de exemplu, că acum merge puțin mai bogat, pentru că ai mai puțin aer raportat la aceeași parte de combustibil și aici este un ceas de presiune ulei care se poate vedea jos, ce are și niște limite de alertă. Ce mi-a plăcut mie la mașină din perioada respectivă, au anumită, și la nemți s-a văzut chestia asta, sunt foarte bine făcute și de asta zic, adorăm E-Class-uri, șeptare, S-uri, cinciare și așa mai departe Audi-uri, dar hai să le vedem și pe astea, pentru că au fost făcute la fel de bine. Și clar că n-aveau cum să prindă ca europenele în Europa, dar uite că Toyota acum a recuperat destul de mult și vinde bine și în continuare. Părerea mea e că la mașina asta trebuie să apreciez povestea, originalitatea, design-ul, e din altă eră pur și simplu, la fel cum e și o nemțească din acei ani, un C-Class din anii 90 contemporan cu asta, nu e atât de diferit până la urmă, dar au niște diferențe de cultură până la urmă. Și aici, na, polemici vor fi multe până la urmă, dar trebuie să recunoaștem că e o mașină specială până la urmă. Un claxon normal care nu prevestește iadul acesta japonez care se află sub această capotă. Foarte interesant. Ce mai îmi place, scobitura asta unde intră diversi bănuți din aia pe care poți să-i folosești pe la supermarket, proiectoarele, luminozitatea bordului, comenzile acestea care au auto doar pentru șofer, reglajul de oglinzi, detalii mărunte, să zicem așa. Hai să vedem cum este cu această familie regală supraalimentată la drum. Am fixat și camerele. Ceva se întâmplă aici la Znagov. Am crezut că e radar prima dată. Nu că aș merge pe aici neortodox. Dar toate mașinile de poliție din lume și blochează circulația fără să treacă nimic, vreun transport agabaritic. Cred că își calibrează aparatele radar, sincer, pentru că sunt niște aparate pe șosea de tip teodolit și sunt tot felul de oameni care măsoară chestii și sunt foarte multe mașini de radar. Ori e vreo operațiune, nu știu, chiar sunt curios, dar mi-a era să mă duc să-i întreb.
Oricum, dacă mă vede cu camere, cred că se înfoaie vreunul din ei. Adică e vorba de bucata care urmează, să vedeți. Când am venit, am venit pe aici și au rebăgat stațiile cu plata aici, frumos, de electric. Am uitat să mă uit cât costă, de curiozitate. Și de asta zic că sunt, nu știu, 10 mașini de poliție cu aparat radar care nu stau în trafic, blochează accesul și cred că trec o viteză controlată sau folosesc mașini de test ca să-și calibreze aparatura. Nu știu, mă gândesc și eu, habar n-am. Da, au și ei dreptul. Foarte bine, că până la urmă e bine să fie controle. Nu sunt de acord cu statul la pândă, dar aia e discuție pentru altă dată. Ce mi se pare tare la mașina asta este bipolaritatea, adică ea pare cu minte. De exemplu, dacă o conduci așa ușor și apeși, nu știu, modest pedala de accelerație, îți place sunetul cum e, dar, de exemplu, dacă acum la 3000, imediat fuge spatele, adică trebuie o grijă extremă cu felul în care mașina asta e condusă, pentru că având autoblocant pe spate și foarte multă putere, adică gândiți-vă că motorul ăsta stock, unul JZ GT, are 280 de cai, cel puțin în formatul cu două turbine, 280 de cai și non-VVTi are 353 de Nm, cu VVTi 373 de Nm. Deci dacă în curbă aici apeși accelerația și nu intuiești bine cum intră boost-ul, te dai peste cap. Adică este o mașină extrem de puternică din punctul ăsta de vedere. Și acum îmi dau seama că n-apăsasem înregistrarea acestei camere, nu contează. Așa că realmente ea poate fi un cruiser liniștit. Mergi frumos la 2000 cu viteza a 5-a, la 80 de km pe oră, țăcănitul pe care l-auziți este boost controllerul. Doar că realmente acolo unde asfaltul permite și de exemplu te duci în viteza a doua, ratu-tu-tu-tu-tu, cum se aude turbina, este exact ca în One Night in Bangkok acolo, foarte mișto. O cobră frumoasă pe dreapta, teoretic, nu cred că e cobră, e bot de cal ăsta, care are farele drept. W115 este în mare fel. Chiar e un cruiser mișto, adică legat de plimbărică nu-ți dai seama ce poate și singurul, mă rog, minus la setup-ul ăsta este în trafic, pentru că având ambreiajul nu pedala tare cât punctul de contact, mușcătura este on-off, deci nu are progresivitate, pentru că așa sunt toate ambreiajele astea cu Kevlar ranforsate, trebuie să folosești foarte corect rev matching, pentru că în momentul în care intri în teritoriul ăsta de plecări de pe loc, mașina e, răspunde destul de ciudat. Adică, de exemplu, aici, dacă ar fi să opresc complet, pot să exemplific. E complicat. Te înveți cu ea la un moment dat, dar oricum, fără tremurături e destul de greu să pleci. Din mândrie pot să spun că nu mi-a murit motorul până acum. Și chiar e adevărat. Aici te fură, în schimb. Deci dacă aici apeși pedala la podea, e dubios, pentru că boost-ul este foarte puternic și este asimetric, adică mai ales în a doua dă cu tine de pământ de nu te vezi. Nu e așa de jucăușă de spate ca al lui Alin Nisabul, dar acolo nu, pentru asta are putere mai mare. În schimb, acolo e platforma de așa natură de se bucură mai tare de spate. Și vitezele sunt neortodoxe, să zicem, la, cred că ar fi o idee utilă să cobor vizorul ăsta. Imediat te încadrezi. Și ia, uite, din pură coincidență, o mașină pe care o stimez, una din preferatele mele și despre care am povestit în această filmare, Lexus-ul GS S190, generația 2008. E oarecum leat cu aceasta și în formatul 300 benzină V6 e o mașină excelentă cu tehnică modernă. Și așa, de exemplu, pot să mă folosesc de ea ca mașină situată în paralel, să arăt cam ce poate asta care prize cu turbina aproximativ în boost. Este molipsitoare, să zic așa. E o mașină excelentă pe detalii,
pe felul în care se manevrează foarte precisă direcția, fiind o direcție hidraulică cu feedback constant, este păstoasă, să spun așa. Simți că amesteci într-o budincă acolo, nu că e aer curat cum e o direcție electrică. Și îmi place că n-are multe ture la volan, este foarte precisă și pe mijloc direcția, după cum se poate vedea, nici nu prea fac corecturi cu ea. Evident că mașina, fiind modificată și așa, nu mai e una stock din punct de vedere a materialului antifonant și tot felul de detalii din astea. Scaunele sunt altele, poziția la volan e alta față de mașina stock și cumva proprietarul, interesant că le-a avut pe toate, adică a trecut prin toate segmentele cu mașina asta, a avut-o și stock, a pus și compresor, a dat motorul, a luat un JZ de pe un GZX100 și mașina e foarte mișto calibrată din punctul ăsta de vedere, pentru că a trăit toate experiențele cu ea, asta mi se pare interesant. Și mă uit în a cincea, de exemplu, când boost-ul intră, pur și simplu se lansează, numai că trebuie să asculți turbina, să asculți șuieratul și când îl vezi că e puternic, dacă drumul nu mai permite, ia piciorul din gaz, pentru că în momentul respectiv se întâmplă belzebut acolo. Dar viteza asta a 5-a, adică boost-ul turbinei cam pe la 4.000 începe să se simtă blană, mai ales pentru că este o turbină mare, de acolo vine setarea respectivă și e într-un fel, nu știu să... Mai ales dacă ești niște trepte de viteză mai micuțe, 2, 3, 4, a doua e foarte periculoasă în opinia mea, așa că aș ține-o... Hai mă, că te las, n-ai vrut? Este bolnăvicioasă accelerația. Vă dați seama că asemenea mașină nu se judecă după cifre de consum și cât costă întreținerea. Totul e făcut ultra preventiv, adică întotdeauna uleiul se schimbă la timp, trebuie să stai să se încălzească. E o mașină pe care cineva rațional poate n-al înțelege-o. Dar asta e și farmecul, știi cum e, fiecare și le face cum vrea. Mulți mă jură că nu merg pe prima bandă aici, însă problema e că e foarte gropăcioasă respectiva bandă și prefer să merg pe partea asta. Dar e capacitatea ei de a susține viteze rapide de deplasare este fenomenală. Și ce e mișto că, nefiind, e total diferită de o aspirată prin faptul că nu are un răspuns incisiv, deși de sine stătător, dacă ar fi să elimin turbina asta de pe acest motor, el răspunde foarte bine, pentru că e un 6 în linie care la bază se simte fâșneț. Doar că aici e altfel calibrat, adică e o mașină total diferită de ce te-ai aștepta. Rev match merge foarte bine pentru că e un motor suprapătrat și se turează foarte ușor. Și în anumite situații când mergi cu ea puțin mai liniștit, alebrap tu ăla, adică se flutterul ăla de turbo este prezent destul de interesant pe la treptele astea 2 și 3 de deplasare. Ce îmi place fix la ea așa cum e, suspensia este foarte confortabilă, adică nu țopăie mașina. Evident că e una rigidă, dacă treci peste speed bumper se simte că are o cursă limitată și trebuie să și fie la genul ăsta de mașină, pentru că vă dați seama, dacă ar fi moale suspensia, pur și simplu puntea ar fi peste tot, adică nu se simte ok la detalii de genul ăsta. Dar oricum, de apreciat felul în care este calibrată. Frânele la fel, na, nu mai sunt cele stock. Și de asta zic că respect faptul că trebuie să ai grijă. Trebuie să fii tot timpul aici cu mâinile pe volan corect, poziția corectă, să asculți boost controller. Ăla mi se pare chiar un pic periculos să mergi cu muzică la ea dacă nu o cunoști, pentru că nu-ți dă semne. Boost-ul ăsta de turbo, adică tu, de exemplu, dacă ești în a 5-a, hai să zic a 3-a și apeși pedala, nu se întâmplă imediat, dar turbina dă semne și în momentul în care ai intrat poate să fie prea târziu, așa că părerea mea e că mai bine asculți motorul decât o muzică care de altfel se aude bine în această mașină. Și de asemenea starea carosabilului contează foarte mult, adică cum e afară acum, să nu știu, câteva grade și ud,
E în niciun caz trepte joase și pedală capăt. Foarte mișto. Da, are ceva ce presimți la multe mașini. Adică ce-mi place la motorul ăsta, are un bas mai grav așa la sunet față de exemplu de un turbo european. Și pentru că ei s-au jucat destul de mult cu supraalimentarea, pentru că au folosit aceste turbine CT12, CT15, CT20, atât cu port simplu, cât și cu twin scroll, și turbine single și duble, și pe motoare boxer, și pe 6 în linie, și pe V-uri. Apropo, mașina asta ca proiect, a existat un IS430 care a primit V8-ul UZ, UR de fapt era, că sau nu UZ, că e 43, nu UR, care a fost făcut special pentru un proiect de tuning și ulterior, mă rog, au participat la niște saloane cu ea. Dar e de apreciat faptul că s-au gândit la ceva ce va urma, respectiv Lexus-ul ISF. Această variantă oficial n-a avut niciodată V8. Ce însă mișto la ea este că, repet, configurațiile astea au fost testate pe 4 cilindri, pe 6, pe 8, cu turbine, fără aspirate, V-uri, linii, compresoare, ăștia cam le meștereau turbinele și na, până la urmă, inclusiv producătorii europeni merg cu turbine asiatice în marea parte a timpului și businessurile pe care le vedeți, Honeywell, BorgWarner, ăștia toți, Continental, de fapt i-au cumpărat niște subsidiare genul Isuzu, IHI, MHI, sunt o grămadă de producători care de fapt provin din Japonia, că ăștia au experimentat cu supraalimentarea din simplu motiv că japonezii aveau taxe foarte mari pe motoare de capacitate cilindrică mare, așa că a fost inerentă chestia asta cu supraalimentarea. La europeni nu prea a fost nevoie, s-a mers pe litraj mare până la urmă. Timbru specific motorul ăsta, adică el așa prin construcție internă ca dimensiune alezaj cursă, este un motor în stilul aspirat, pentru că e de turație, are cursă scurtă și alezajul este mare. Când îi pui și turbină, îi se schimbă total temperamentul ăsta și de-aia cred că 2JZ-ul l-au făcut, evident, era nativ să-i lungească cursa. În anii aia, toți producătorii, inclusiv europenii, făceau motoare suprapătrat și V-urile și liniile aveau alezajul mai mare decât cursa și asta le-a făcut să fie într-un fel așa ca... E foarte haioasă fluturarea asta ei, da. E o mașină total aparte la stil și asta e... Prin faptul că e un build, evident că nu mai are nicio legătură cu ce era stock, culmea, presa vremii, ci că mă uitam prin Australia în anii 2000, cam lentă, cam așa, e adevărat că ei aveau nebuniile lor de Forduri cu turbo 6 în linie, V8-uri, care erau rapide într-adevăr, așa că aveau ce să critique, să zic, dar din punct de vedere al nostru, care, asta zic, uite, în America, când spui C-clasă, C-clasă, seria 3, spui motoare cu 6, cu 8 cilindri, la noi, din cauza legislației, 2.0, 2.2 sunt baza, adică noi ne căcăm pe noi la propriu, pa, nu mi-au merțan, că e 2.2 și sare impozitul, adică avem, nu e vorba, părerea mea e că în România nu există sărăcie efectivă, evident că o mare pătură din societate chiar este... cu probleme financiare, nu zic asta, dar în realitate majoritatea celor care pozează în amărâți, financiar nu sunt amărâți, au ultimele modele de haine, de mașini, de telefoane, dar sunt pe asistare socială și tot felul de contraste din astea. Dar realmente dacă stai să analizezi un pic situația, au stare financiară, nu sunt morți de foame, nu trăiesc de pe o zi pe alta, dar mentalitatea este una de săraci. Pentru că așa am fost crescuți, o meteahnă a poporului. Am fost privați de tot felul de drepturi și bunătăți. Așa că tragem în continuare la astea. Să țină cu casa, găsește-ți mamă unul să n-ai grija zilei de mâine. Aia te mai bate un pic, te duci și tu, te liniștești și vă împăcați voi. Dar să fie mamă să n-aveți griji, știi? Cam așa e mesajul, nu pana mea.
cum să-i zici lui Fita să accepte să fie bătută de unul. Adică avem niște chestiuni disfuncționale în societate care însă, repet, sunt un subiect ce n-are treabă cu domeniul auto sau așa, dar auto se răsfrânge asupra acestui lucru și se cam vede chestiunea asta. Părerea mea cel puțin de privitor umil din exterior. Și de asta parcă n-am avut în istoricul nostru niște mașini, pasiuni pentru mașini din astea adevărate. Adică am auzit crime auto de genul să iei tu Mercedes 5 litri V8 W124 500e și să-l treci pe diesel care tactu o șustă la o autobază și ia motorină ieftină. Adică bă, fă asta cu, nu știu, cu o mașină normală, cu un Papuc, un Aro, pune-l pe diesel de pe benzină, cu o dubă TV din aia veche, știi, dar nu la o mașină cu atâta pedigree precum un W124. Nu știu, mi se pare total aiurea să ai genul ăsta de inclinații să faci așa ceva. Cam asta ar fi realitatea întâmplată. Da, e mult de vorbit pe tema asta. Și ce mai are mașina asta special? Are un colț pe baza pedalei de accelerație care o suprapune foarte aproape de frână. Și poți să faci heel and toe foarte ușor. Mi se pare genială setarea, dar trebuie să ai mare grijă, pentru că uneori dacă vrei să frânezi, tu de fapt și accelerezi în același timp și pentru că motorul este foarte puternic, s-ar putea să ai niște micuțe surprize în comportamentul mașinii. Adică, repet, aici cum merg eu, de exemplu, dacă sunt în a doua și apăs pedală capăt, nu e ce trebuie. Adică viteza întâi e lungă, merge până la aproape 60 de km pe oră și motorul are un regim de turație destul de interesant. Adică a doua asta, dacă eu continui acum, o fac titirez direct. Este extrem de snappy, cum se numește. Din aia este anterior ludică, că se joacă puntea spate. De fapt, posterior, că mă rog, deși fore și aft sunt, depinde, de exemplu, eu am o dilemă cu limba engleză. Conceptual corect în engleză, când apeși o pedală, tu nu zici press the brake sau accelerator sau clutch pedal, zice depress. Și tu când vezi depress, te gândești la dezapăsare, adică nu apăsa, deși înseamnă fix apăsare. Și de asta de multe ori există tren anterior și posterior, poate să însemne invers. Când zici anterior, să te referi de fapt la zona de spate, pentru că e acolo, înainte, înapoi. Și post e în față, deci depinde foarte mult de semantica asta a explicațiilor și tot felul de traduceri care poate ies inadecvat. Știu că a ieșit o filmare lungă, dar este o mașină care merită așa ceva, la fel ca multe altele. Nu știu, repet, nu cred că trebuie să stau eu să-mi creionez genul ăsta de discurs ca să limitez durata. E versiunea mea de a povesti aceste mașini, despre asta este vorba. Dar recunosc că e o mașină de care mi-e frică. Adică au fost câteva pe care le-am condus și Aristo ăla și Sabu e necesită respect. Adică sincer, mamă, cum sunt benzile astea. De-aia nu merg pe prima bandă, că e plin de gropi. Toate benzile astea sunt prost făcute și de-aia nu pot să mergi pe laterale. Ideea este că nu prea te poți bucura de întreaga putere a acestei mașini dacă vremea afară nu e ok. Să fie aderență, să ai anvelopele bune, să știi să o manevrezi, să-ți permită drumul și cum. Evident că pentru drum public e obscen și inutil de mult 500 de cai în forma asta. Că, de exemplu, dacă pui 500 de cai pe o mașină de aproape 3 tone, cum sunt tot felul de Range Rover-uri, X-uri, se schimbă situația, pentru că raportul de putere pe greutate este inferior și automat od asta ai 500 de cai pe tonă și un pic. 500 de cai pe aproape 3 tone e leșinată mașina, vorba vine. Dar sunt niște situații. Ia uite un CRV frumos aici. De pe vremea când foloseau dual pump system. Un sistem foarte interesant cu două pompe gerotor. Una înaintea, una responsabilă de fapt legată de partea din fața cardanului care venea de la puntea față de la motor și cealaltă pompă pe puntea zona cardanului care se ducea spre spate. Și pentru că erau hidraulic legate de două segmente diferite, în momentul în care apărea o diferență de presiune implicit, pentru că de fapt invers era, când una din punți o lua razna, de exemplu spatele patina foarte tare, cardanul spate în segmentul pompei, în diferențial, se învârtea mai repede decât segmentul care venea de la motor și apărea o
presiune pozitivă a respectivei pompe în raport cu cealaltă și automat pachetul de ambreiaje multidisc închidea și readucea cuplul pe mijloc. Dacă ar fi patina fața, se producea în oglindă efectul, doar că este un sistem reactiv. El reacționează după ce s-a întâmplat evenimentul de patinare. Jeep mai folosea aceste sisteme în diferențiale, cu o singură pompă, conectate la tot felul de zone și ele răspundeau în funcție de cum se întâmpla cuplul pe acolo. Dar, evident, un control electronic a venit ulterior și aici cred că trebuie să fac o corectură. Mașinile astea nu cred că au avut torsă în central și asta pentru că abia, cred că după 2005, pe GS-ul pe care era și în filmare mai devreme, au băgat torsă. În rest a fost pachet de ambreiaje multidisc cu diferențial cu pinioane planetare deschis. Adică controlul tracțiunii era electronic, nu era un torsen mecanic care s-a implementat undeva 2005-2007. Dar era 4x4 permanent, adică aveai diferențial central în ambele cazuri, dar cred că nu era un torsen, cum am zis eu în filmare. Mi-am dat seama văzând modelul ăla pe drum și am uitat să menționez atunci. Da. Filmarea practic a luat sfârșit, doar că na, până găsesc undeva să opresc, prefer să... Știu și unde o să opresc, la o benzinărie. După aia o să mă avânt un pic în trafic, că trebuie să o duc înapoi. Și se anunță niște zile ocupate, să zic așa, că am de luat, preluat tot felul de mașini. Nu mă plâng, dar este de muncă. A fost o experiență minunată. Și uite, încă o mașină. Ia uite ce resto mod frumos. Foarte mișto. Un bot de cal tot așa, cupe, care are niște jante interesante. Cred că ar trebui să mă poziționez un pic în spic ca să vi-l arăt. Superb. Adică da, asemenea mașini merită modificat într-un stil interesant, că până la urmă și asta este un restomod. Ia uite ce frumos arată, cu stegulețele clasice, cu jante care par a fi niște BBS-uri. Și în rest, relativ stoc mașina, știi, cel puțin pe exterior, dar arată foarte bine, chiar frumos, cu ștergătoare invers, cum erau pe vremuri. Mașini de pasionați. Ce să zic, la revedere, sper că v-a plăcut această filmare lungă, cu lux de amănunte, cum îmi place mie să zic, că nu în fiecare zi vezi genul ăsta de mașini și pentru mașinile astea, da, hai să facem pasiune. Și până la urmă, părerea mea finală, hai să facem pasiune pentru mentenanță. Indiferent de mașina pe care o ai, că e una mică, mare, că sunt chestii din astea de detaliu, părerea mea e că important e să o ai în stare tehnică corectă. Să nu scoată fum, să nu cadă bucăți din ea, să nu curgă chestii care n-ar trebui să curgă, tot felul de lichide, de servo, de antigel, și să ne bucurăm de ele, astea pe care le avem. Că nu zice nimeni că trebuie să ai o mașină ca asta sau să ador doar genul ăsta de mașini. Sunt perfect conștient și de acord cu faptul că sunt oameni care pentru ei această mașină e egal cu zero sau le dă cu minus. Ei sunt mult mai atașați de niște mașini normale care le-au produs niște amintiri, dar măcar întrețineți-le. Despre asta e vorba, ca să avem și noi un parc auto mai sănătos, cu direcții, cu frâne, cu anvelope de calitate, că degeaba o ardem ca bogații dacă umblăm cu sârme în anvelope și cu benzină de 30 de lei. E o realitate că se întâmplă chestia asta și nu văd de ce cei care fac deciziile astea îi au dreptul să expună unor riscuri pe ceilalți. Pentru că eu nu am chef să mă expun unui risc. Să fiu expus unui risc de fapt că tu nu vrei să pui niște anvelope ca lumea, că tu n-ai o mașină în stare tehnică corectă și că practic risc să faci un carambol cu o asemenea mașină din vari motive tehnice. Atât am avut de zis, restul înțelegeți voi ce și cum. La revedere!